masoneria, o organizație periculoasă, satanică, responsabilă de tot răul din lume. Aproape 27%. Un simplu joc, un Pokémon pentru oameni maturi, 36%. O adunare de oameni vizionari care construiesc în secret istoria, aproape 37%. Ei bine, acesta este rezultatul unui sondaj făcut pe internet în legătură cu masoneria. Sunt Cristian Răuțu și vă invit să vedeți o istorie a masoneriei. Controversată, lăudată sau hulită, masoneria a fost de-a lungul timpului un prilej de dezbateri fără sfârșit. Poate și din cauza aurei de mister care învăluie această organizație. La fel ca în politică, fiecare român are ceva de spus despre acest subiect, în cunoștință de cauză sau nu. Așadar, o conspirație mondială sau o simplă asociere a unor oameni fără mare importanță în zilele noastre? Vom vedea. Nimeni n-ar putea spune cu certitudine când a luat naștere masoneria. Se pare că unele școli vechi mistice din Egipt, Grecia și Orientul apropiat au influențat ceremonialurile actuale. Referirile dese la templul regelui Solomon au dus la ipoteza că acesta a creat de fapt fraternitatea. Conform site-ului Marii Logi Naționale din România, francmasoneria este una dintre cele mai vechi societăți fraternale. Etimologic vorbind, francmasoneria este o asociație a zidarilor liberi. Se consideră că prima mare lojă a francmasoneriei s-a constituit la Londra pe 24 iunie 1717. Așa cum poate era de altfel de așteptat, de-a lungul timpului au apărut conflicte cu biserica. Aceste divergențe au dus chiar la excomunicarea organizației de către mai mulți papi. Vaticanului i-a fost teamă că în felul acesta pierde puterea în lumea drept credincioșilor. Timp de aproape 200 de ani. Vaticanul a tot excomunicat masoneria. Când și când, la 10-15 odată mai dădea câte o bulă papală de excomunicare a masoneriei. Până când a dat Dumnezeu și în fruntea Vaticanului a venit unul dintre cei mai luminați papi pe care i-a avut creștinătatea din adâncurile ei până în prezent. Este Papa Ioan Paul al II-lea, care după umila mea părere e un geniu, a fost un geniu, și nu întâmplător se fac mari eforturi chiar din partea Vaticanului să fie canonizat și trecut în rândul sfinților. Nu spun numai ce a făcut el pentru dărâmarea comunismului, dar și pentru reașezarea unor valori ale lumii pe stratul lor normal, inclusiv relațiile cu masoneria. Și de atunci, într-adevăr, relațiile... Aș vrea să spun o chestiune. Cum? Chiar așa cineva poate să întrebe? Anticipez o întrebare din partea telespectatorilor. Deci a scris papa cu mâna lui că oricine vrea să intre din clerul catolic are dreptul să intre în masonerie. Ei, nu. Hai să fim serioși. Nu. Din categoria excomunicare, care înseamnă nenorocire, radere, erezie, ardere, a trecut masoneria în rândul păcatelor, în rândul divorțului, în rândul avortului. Deci e un păcat. Dar nu stai nimeni că ai divorțat, nu stai nimeni, nu te excomunică nimeni că ai făcut un avort și așa mai departe. A trecut-o în rândul, ceea ce e un salt uriaș. Reprezentanții ordinului spun că acesta nu urmărește decât înfrățirea oamenilor buni pentru a-i face mai buni, fără a promova o anumită religie. Astfel încât și creștinii, islamiștii sau persoanele de orice altă apartenență pot deveni masoni, în ciuda faptului că mult timp s-a crezut contrariul. Pe de altă parte, cei care doresc să devină masoni nu pot fi atei, ci trebuie să creadă în nemurirea sufletului și într-o ființă supremă, oricare ar fi aceasta. Masoneria a fost, este și va fi întotdeauna alături de orice biserică. De biserica catolică, de biserica creștină, alături de bisericile protestante, care sunt foarte multe, alături de sinagogă, alături de templele musulmane și așa mai departe. În masonerie nu pot intra atei. În masonerie pot intra oameni care cred în Dumnezeu, indiferent cum se numește acel Dumnezeu.
Din clipa aceea, Biserica Catolică a luat foc. Ea a fost prima care a fost cea mai dură. Biserica Ortodoxă, asta mai cum e, în general e mai blândă. Ortodoxii sunt mai așezați, mai blânzi, mai toleranți, mai înțelegători. Asta așa e istoria. A luat foc imediat. Adică cum? Și-au zis ei. În masonerie nu intră numai creștini? Intră și evrei, și musulmani, și budiști, și șintoiști, și confucianiști, și... Nu mai e masonerie. În prezent, să mă refer la România, relațiile instituției noastre cu Biserica Ortodoxă și cu Biserica Catolică și cu celelalte culte protestante este cât se poate de firească, ne ajutăm reciproc, o fac fără să dau niciun nume, nu e un secret, în rândurile Ordinului Masonii Român avem în alte fețe bisericești, episcopi, mitropoliți, simpli preoți, așa mai departe. Se consideră că masonii au influențat de-a lungul timpului istoria lumii. Chiar și destinul României a fost schimbat datorită intervențiilor, fapt dovedit chiar și de cronici. Masonii își revendică participarea la evenimente majore, cum ar fi Răscoala lui Horea Cloșca și Crișan din 1784, Unirea Principatelor Române în 1859, aducerea regelui Carol din familia Hohenzollern pe tronul țării, obținerea independenței în urma războiului din 1877 împotriva Imperiului Otoman și multe altele, toate de o importanță covârșitoare. Este o problemă că foarte mulți mari români au fost masoni. Și istoria națională a fost și ea conectată la influența masoneriei, care mai ales în secolul XIX a avut anumite influențe și în structurile politice. Mulți politicieni ai vremii făceau parte din masonerie, oameni cu anumită suprafață, oameni de cultură. Probabil că în același timp masoneria a fost și un instrument de control asupra unor oameni, unor personalități, unor instituții. Masoneria a fost prezentă nu periferic, ci în centrul marilor evenimente ale României moderne. Începând cu Revoluția Pașoptistă, uriașul iluminism pe care l-au adus pașoptiștii, începând cu 1845-46, cu vârful, cu piscul orbitor, 1848 și coborând ușor către 1859, când s-a întâmplat Unirea Principatelor. Nicolae Băcescu a fost mason, a fost maestru venerabil. Cristian Tell, deci, niște giganți ai pașoptismului. Ciarosetti, niște uriași. N-are rost să mai număr. Dacă aș întinde o listă să mă uit până hârtiile mele, dar nici nu trebuie să mă uit, că le știu pe deasupra toți. Toți au fost masoni. Dimitrie Bolintineanu, Mihail Gogălnicianu de mai târziu, a fost mason. Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al principatului, a fost mason. Trebuie să recunoaștem. Și mai departe, regele Carol I a fost adus în România de masoni. În anul 1848 este vorba despre, hai să numim așa, organizarea paneuropeană a unor mișcări revoluționare, organizare care s-a făcut prin intermediul societăților și lojilor masonice și care, după cum bine știm, s-a manifestat și în România. Alegerea lui Cuza în ambele principate a fost o soluție care a uimit lumea și care a venit prin francmason, trebuie spusă, printr-o conspirație masonică, ca să zic așa. La noi, practic, nu s-au înregistrat momente majore de conspirație după anul 1848 și poate anul 1859. Dar câți din România știu că generalii din primul război mondial și generalii din războiul de independență sunt peste 60 de generali 1877? 1914-1916, peste 60 de generali au fost generali, nu colonii sau maiori, au fost masoni.
Carol al II-lea a avut o relație de dute vino cu masoneria. Nu, până la urmă, trecerea la dormirea masoneriei române se face la ordinul unui ministru al lui ministru secretar de stat al lui Carol II, un foarte apropiat, Jean Pangal, care trece în adormire masoneria tocmai pentru a face, cum spune decretul său, să facem zid în jurul tronului și a monarhului. O să urmeze după aceea prigoana împotriva masonilor în momentul statului național legionar și după aceea în anii comunismului. În România a activat un nucleu destul de puternic al masoneriei. În afară de evenimentele majore pe care le-au declanșat ori în care s-au implicat, masonii și-au lăsat amprenta și în viața culturală și socială a țării. Simbolurile organizației, cum ar fi, de exemplu, coloanele, echerul sau compasul, ochiul încadrat într-un triunghi, se regăsesc pe clădiri celebre. Un exemplu este chiar Ateneul Român. Unele clădiri publice, echerul, compasul, litera G, soarele, luna și așa mai departe. Perioada când aceste construcții, edificii superbe din capitală și nu numai din capitală, să vă duceți la Curtea de Argeș, la Mănăstirea Curtea de Argeș, zidită de meșterul Manole, care a fost unul dintre marii masoni ai masoneriei antice. Deci cu 200 și ceva de ani înainte de masoneria modernă, 1734, când s-a înființat loja de la Galați. Loja unde eu sunt maestru venerabil, tocmai așa se cheamă, meșterul Manole. Deci nu numai în București, și în țară. Mergeți la, mai dau un exemplu din țară și cu asta mă opresc, la Biserica Neagră din Brașov. Să vedeți acolo simbolul masonic. Mai există astăzi masoni? Răspunsul este da. Unii recunosc, alții preferă să nu dea un răspuns concret unei astfel de întrebări. Nu desconspir nimica dacă am să vă spun, dumneavoastră și telespectatorilor, că marea lojă națională din România, aceasta care e regulară și recunoscută, cuprinde în rândurile ei aproape 6.000 de membri și recunoscuți de peste 120 de mari obediențe din toată lumea, din Japonia până în Oslo. Ei spun că se ocupă în principal de ajutorarea societății. Evident, există și contestatari. Nici măcar ei nu pot să spună că sunt o formulă democratică. Ei zic că nu mai sunt o organizație secretă și că au devenit discretă. Mai să fie. Nu, sunt în continuare o organizație secretă. Lucrurile sunt clare și, din punctul meu de vedere, masoneria în România, cum o fi în altă parte, ne raportăm la constituțiile din țările respective, dar prin raportare la România, Constituția spune următorul lucru. Articolul 40, alineatul 4. Asociațiile cu caracter secret sunt interzise. Merg pe ideea că ei, vezi, Doamne, au devenit discreți din secreți, ba mai mult, un guvern al României înțesat de masoni, pentru că ăsta e rolul lor până la urmă, ca să ajungă să controleze prin aceste mijloace oculte și guverne și parlamente și justiție și poliție și jandarmerie și gardă de la prefectură și orice. Tot ce mișcă, tot ce zboară, tot trebuie să fie controlat de masoneria, dacă se poate, până și divinitatea. Deci nu există Dumnezeu, există ceva ziditorul sau cum îl califică ei. Masoneria nu mai e de foarte multă vreme organizație secretă. Este o organizație discretă. Discretă doar, hai să spunem, în privința ritualului, pentru că nu facem un ritual în public. Ritualul nu este un spectacol de teatru. Este o trăire. Și atunci, fără îndoială că nu au acces profanii la un asemenea ritual. Influența masonică este mult mai limitată. Viața publică a devenit foarte diversificată, o democrație și un sistem deschis de viață publică reduce influența unor asemenea structuri. În același timp,
nu putem să le ignorăm. Ele există și să căutăm să folosim ceea ce ne poate fi util și să limităm influențele posibile. Între timp, masoneria a devenit instituție de utilitate publică. Asta înseamnă că are dreptul de a primi bani de la bugetul de stat, lucru contestat de oponenții ei. Am aflat însă și să știe că un guvern al României a adoptat o hotărâre prin care masoneriei a fost recunoscut statutul de utilitate publică. Îmi îngădui să spun că este o hotărâre de guvern clar împotriva Constituției și chiar și împotriva legii. Adică nu ne place nici când construim un cămin de bătrâni și am construit zeci de cămine de bătrâni în România și presa nu știe că sunt construite de noi, nu ne place. Avem zeci de studenți în străinătate pe banii noștri, ai masonilor. Avem zeci de studenți în străinătate pe banii noștri, ai masonilor. Avem zeci de studenți în străinătate pe banii noștri, ai masonilor. Și ăia nici nu știu, care studiază la diferite facultăți în diferite țări, că sunt stipendiați de masoni. Nu ne place. Ăsta este statutul nostru. Dați-mi voie să vă spun că acum este o batjocoră. Deci oamenii aia de elită, din cultura țării, cred că se întorc în mormânt când citesc, sigur, metaforic vorbind, listele masonilor de astăzi. Este pur și simplu această asociere, cât am perceput eu în masonerie, când văd și eu și se laudă unul și altul, etc., că am clienți, am tot felul de întâlniri în teritoriu și mă întâlnesc ba cu unul și cu altul și se atrage atenția, aveți grijă că ăla e mason, e mare în grad, etc., eu percep că este un paravan la șmecherii această masonerie. De fapt, este un paravan la mafii, la asocieri, până la urmă. Dacă este să căutăm crima organizată, ea este foarte bine așezată în aceste structuri masonice. Deci aceia care au acuzat masoneria că vânează fonduri guvernamentale, după părerea mea, erau ei înșiși pregătiți să vâneze acele fonduri. Noi, deci masoneria de esență scotiană, nu admitem niciun fel de discuții despre politică, despre religie și despre afaceri în templu. Dintr-o nostalgie a altora, Cuza și Țadoveanu și știu ce figuri, au impresia că se mențin la o anumită cotă a unor asemenea predecesori. Dar nu mai poate fi acest factor un factor considerabil în viața socială. Este masoneria o organizație secretă? Unii zic că da, alții că nu. Masonii spun despre ei că sunt doar discreți. Poate la fel de discreți precum sediul Marii Loji Naționale din România, aflat undeva într-o clădire din spatele meu. O parte a membrilor își arată apartenența la această organizație, ba chiar sunt dispuși să vorbească despre asta. Rețineți ce vă spun. Nici nu-mi doresc vreodată ca să ne simpatizeze toată lumea, pentru că e o absurditate. Unanimitatea nu există. Să știți că și în celelalte țări, tot la fel. E câte un ziar de scandal care spun că masonii noaptea se întâlnesc în păduri, în niște grote. Povești. Și acum dați-mi voie să vă fac următorul raționament, mergând pe ideea că nu intră masoneria în categoria organizațiilor secrete. Bun, o fi ea discretă, dar este anticonstituțională chiar și așa fiind. Pentru că tot un text de Constituție spune următorul lucru, tot la 40. Alineatul 2 spune așa, în primul rând, haideți să vedem alineatul 1. Alineatul 1 spune că cetățenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate și în alte forme de asociere. În alte forme, vezi, Doamne, ar intra și masoneria. Bun, dar în alineatul 2 se spune următorul lucru. Partidele sau organizațiile, deci n-am spus de care, organizațiile în general, care, prin scopurile, ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, odată ce nu acceptă până la urmă că parlamentele sunt create pe jocul politic și vor să controleze parlamente și guverne, clar că militează împotriva pluralismului politic. Apoi, a principiilor statului de drept, ori a suveranității. Haideți să vedem, de unde încep principiile statului de drept?
Păi principiile statului de drept în Constituție încep cu articolul 1. Ce se spune în articolul 1? Că România este stat de drept democratic și social în care? Și urmează o ierarhizare a valorilor supreme și garantate de Constituția României. Prima valoare care este garantată este demnitatea omului. A doua, drepturile și libertățile. A treia, libera dezvoltare a personalității umane. Măsura în care statul acceptă masoneria, el trebuie să legalizeze într-un fel și în Constituție lucrul acesta, pentru că altfel este absurd. Cum este posibil, pe baza acestei legi fundamentale a României, să promovăm asemenea aberații inchizitoriale? Deci este o reminiscență a evului mediu, care sigur într-un fel s-a menținut și în dreptul modern. Asta legat de structurile și de cât am perceput eu din ceea ce am citit, că înseamnă această masonerie. Masonii poartă insigne la revers și alte însemne, au o anumită uniformă folosită în cadrul ceremoniilor și de multe ori își fac cunoscute întâlnirile importante sau diferitele acțiuni la care iau parte. Cu toate acestea, trebuie să admitem că în masonerie există unele secrete, ca de exemplu ritualurile de inițiere sau semnele după care masonii se recunosc între ei. Misterul, de altfel, misterul nostru al masonilor, care nu poate fi divulgat niciodată, marele nostru secret care nu poate fi divulgat niciodată, e în inițiere. Veți găsi, veți descoperi în multe cărți probele care se fac la inițiere, cuvintele care se spun. După cum într-o carte de liturghie bisericească veți găsi toată liturghia scrisă în cartea aia acolo. Aia nu înseamnă că te-ai inițiat sau că ai ascultat liturghia. Nu înțelege acest adevăr sacrosanct decât când ești consacrat în genunchi, în fața altarului, în fața maestrului venerabil, sub sabie. Cu sabia pe creștet, cu sabia pe un umăr și cu așa, în cadrul unui ritual extraordinar de captivat. Și de frumos, și de interesant, și de complex. Aici e marele mister. Vreau să știu și eu, ca profesor de drept public, ca om care vrea să fie liber, cum anume o organizație în care să promovează niște ritualuri, niște aberații până la urmă, și care nu are niciun fel de legătură cu libera dezvoltare a personalității, ba dimpotrivă, că toată lumea știe că din masonerie ești numai cu picioarele înainte. Unde e libera dezvoltare a personalității? Așa zisa, intrare în adormire, cum se spune în seară, înseamnă intrare în adormire până la urmă. Adică te adormi ei, au grijă ei până la urmă să facă această adormire. Deci, cu alte cuvinte, sunt în afara Constituției, sunt în afara spiritului democratic, sunt în afara valorilor care înalță ființa umană. Ființa umană trebuie să se dezvolte în spiritul a ceea ce ne înalță ca oameni. A merge pe acele ritualuri care până la urmă ne coboară, ne duc în catacombe și ne îndepărtează de divinitate. De fapt, trebuie să ne raportăm foarte simplu la ceea ce a spus Kant, la legea morală în noi și la cerul stelat deasupra noastră. Deci nu promovează așa ceva masoneria. Din punctul nostru de vedere suntem foarte deschiși, foarte transparenți. N-avem nimic de ascuns. Și cu atât mai mult, de unde până unde veți întreba teoria conspirației. Din ignoranță, din necunoaștere. Și acum este vremea de a dezvălui cele trei mari secrete ale masoneriei. De fapt, acestea nu sunt chiar atât de secrete, de vreme ce pot fi descoperite în biblioteci sau pe internet. Primul, marele secret, este arta de a balansa forțele pentru a echilibra mișcarea, sau mai bine zis, de a aduce puterea divină în serviciul voinței umane. Al doilea, teribilul secret, este conștientizarea propriei noastre prostii. Și ultimul, marele arcan, vorbește despre existența divinului în om.
Multora li se va părea probabil că marile secrete ale masoneriei sunt de fapt chestiuni de bun simț, lucruri cunoscute pentru orice om rațional. Dacă este așa, atunci sunteți masoni, fără să știți.